Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la Dialog. Mă bucur foarte mult că și în această seară ne urmăriți numeroși, pentru că am pregătit un material foarte frumos pe care îl puteți viziona. Bună seara, Barni, cum te simți? Bună seara, Bianca, bună seara tuturor celor care ne privesc deja și rog să distribui acest material pentru că este unul esențial. Abia aștept să vorbesc despre lucruri esențiale și să descoper cât mai multe lucruri despre uleiurile esențiale. Sunt convinsă că foarte mulți sunt curioși să afle despre ce este vorba, dar înainte să introducem materialul nostru de prezentare, vreau să te întreb dacă o cunoști pe Silvia Malic. O cunosc, este Silvia renumită pentru colaborarea, fiind soția lui Sergio, în fotografie. Dar vreau să te anunț că nu mai este doar pe partea de fotografie, pentru că acum se ocupă și de uleiurile esențiale de la doTERRA, dar vreau acum să le descoperim mai bine, de aceea vă invit să urmărim o prezentare despre uleiuri. Uleiurile esențiale. Cine nu știe ce e ulei esențial? Știe toată lumea. Sunt sistemul de protecție a plantei împotriva patogenilor. Practic, e sistemul ei imunitar. Sunt mult mai concentrate, de la 10 până la 70 de ori mai concentrați. Spre exemplu, o picătură de lămâi, de peppermint, conține 20 ceva de cești de ceai de mentă. Acum, dacă faci o indigestie până bei 20 ceva de cești de ceai de mentă, se face rău la loc. Și se obține prin distilare, adică un proces de aburi fierbinți sau la rece. Citricele toate se procesează la rece. Dacă ai încălzit un citric și a pierdut potența terapeutică, el va avea gust în prăjituri dacă îl încălzești, dar nu mai avea potența terapeutică. Așa, ce sunt ele? Sunt lichide volatile, provenite din petale, frunze, rădăcini, scoarță, depinde de ulei. Spre exemplu, frankincense, cedarwood este din frankincense e rășina, cedarwood este din tulpină, scorțișoara, cinnamon este din scoarța, vetiverul este rădăcina. Ilang, ilang, rose sunt din petale și așa mai departe. Deci în funcție de ulei, așa, și ele pot fi afectate, au până la 300 de componenți chimici, fiecare un ulei poate avea până în 300 de componenți și în funcție de componenții ăștia chimici diferă puritatea și capacitatea lui terapeutică de la un ulei la altul. Și aici e momentul în care eu am intrat în ecuație și am început să iau în considerație doTERRA. Eu uleiurile le-am folosit de vreo 3 ani, cred că mai mulți, vreo 4 ani foloseam uleiuri. Cu naturiste sunt de mică, adică și bastrina știe. Noi, foarte rar, prima oară am făcut gripă, viroză, eram logotită cu Sergio, deci aveam 19 ani, prima oară în viață și aveam o senzație ciudată că nu înțelegeam ce e aia, dar în rest, dacă mai aveam răceli, maica mea n-avea timp să mă ducă la medic, nu neapărat că n-avea timp, întotdeauna mă trăta bobește. Inhalări, comprese, tot ce vrei, mi-era groază să fiu bolnavă, adică eram ce deși nu sunt bolnavă, mă duc la școală, nu mă las să mă pace. Fix așa am învățat și eu să-l tratez pe David, el și până acum îmi zice că bine că au apărut uleiurile, că deja mi se făcea rău de toate compresele tale, da? Pentru că noi trăim într-un mediu mult, mult mai nociv decât au trăit părinții noștri, decât am trăit noi și automat copiii sunt mult mai expuși. Și am încercat dintotdeauna cât mai naturist. Doar problema care a intervenit, călătorim foarte mult și cineva știe de aici ce înseamnă viața de fotograf, nu ai timp totdeauna să pui la macerat ierburi, să nu știu ce să le faci, să le sufli, să le strecori, da, infuzii și mai nu știu de care. Am ajuns la uleiuri esențiale și mi se părea mult mai comod și am și văzut, adică vedeam că funcționează. Problema a intervenit când mi-am dat seama cât de diferit este un ulei de la altul, de la o firmă la alta. Și am încercat, cred că aproape toate firmele care în momentul ăla, câțiva ani urmă, existau în România. Și am văzut ce diferență este de la un ulei de la o firmă și la un ulei la altul. Am început eu să le testez. Aveam foaia 4, picuram pe fiecare, scriam, ăsta e uleiul X de la firma X, ăsta e uleiul Y de la firma aia și tot așa. Și mă uitam, le puneam la soare, la lumină și mai nu știu ce. Mi-am dat seama însă cu toate testele astea, unele lăsau pete mov și așa mai departe, un ulei esențial, să știți, apropo, nu pătează, în momentul în care s-a uscat, a plecat, nu pătează haine, nu pătează nimica. Dar mi-am dat seama un lucru, să zicem că este diluat cu un ulei vegetal, că e mult mai ieftin un ulei de floarea soarelui decât ulei de lămâie. Nu, ai pus jumătate de lămâie, jumătate de floarea soarelui și țaca pacă, îl vinzi mai scump și faci profit. Problema care a intervenit este că nu poți ști exact dacă s-au folosit solvenți în procesul de distilare. Nu poți ști temperatura la care s-a distilat. Mai mult ca atâta, una e să cresc eu roșii în Arad sau aici în București să crești și cu totul altceva, sau lămâi, să zicem, și cu totul altceva sunt lămâile din Sicilia, de la mama lor de acasă.
fiecare plantă și fiecare pom are un mediu al lui prielnic în care se crește și se dezvoltă, în mod normal, și acolo are capacitățile maxime. Contează foarte mult înălțimea. Spre exemplu, chiparosul nu poate fi luat de la poalele munților, el trebuie să fie luat de la o anumită altitudine care să aibă potența maximă. Lemongrasul, dacă îl culegi la umiditate mai joasă de 70 sau 80%, nu mi-amintesc exact, nu mai are potența aia terapeutică. El miroase lemongras, dar nu este atât de puternic. Vetivorul, dacă este scos, rădăcina aia este scoasă mai repede decât după un an și jumătate, nu mai are potența terapeutică atât de înaltă. Și sunt mulți factori. Mai mult ca atâta, dacă eu, să zicem, că încerc să-mi cresc roșii bio și vecina mea stropește și dă cu pesticid, ghiciți ce se întâmplă când plouă și bate vântul. Automat ajunge și la mine. Și doTERRA pe mine m-a atras și am început să o studiez. M-a luat, cred că, vreo 3 luni să studiez doTERRA și alte firme. M-a atras prin faptul că plantele sunt luate și, mă rog, plantele, pomii și toate astea, sunt din sălbăticie. Adică nu sunt crescătorii ferme sau cum le cheamă, plantații care sunt stropite și nu știu ce, sunt de la mama lor de acasă. Spre exemplu, tot aduc exemplu, 2016 n-a fost mușețelul roman pe stoc, un an întreg. De ce? Pentru că lotul de ulei de mușețel roman care a venit a fost compromis. Nu a fost la calitatea înaltă pe care doTERRA a cerut-o. Și atunci doTERRA a preferat să nu aibă mușețel roman un an pe stoc, până când s-a reînnoit recolta, da? După un an practic, decât să oferă un ulei corupt la calitate. Până acum nu există ulei de mărar, dill, nu o să-l găsiți la doTERRA. Rose, care este trandafirul de Damascus, nu este de vânzare pentru că este foarte puțin. Spre exemplu, manuka nu o să găsiți decât pentru cei din Australia. Sunt uleiuri care sunt disponibile doar pentru anumite zone, pentru că nu au cum să facă față la toți. Bergamota, da, a lipsit, sper să o bagi, mie tare mult îmi place bergamota în ceai, mi-am amintește copilărie, ceai cu bergamotă. Da, a dispărut luna trecută, sper să o readucă. Deci, practic, foarte, foarte importante sunt toate detaliile și eu nu am un laborator chimic, nu am cum să testez, dar inclusiv cu gădințile pe care eu le-am testat, am văzut că uleiurile nu sunt așa cum trebuie și este important să fie presiune controlată și timpul necesar. În mediu ia cam 6 ore pentru distilarea unei plante sau petale sau ce îi. Dacă o distilezi mai repede, spargi lanțurile chimice și nu mai e. Deci îi schimbi componența chimică și nu mai are aceeași potență. Și dacă este presiunea necontrolată și multe alte detalii. De-aia am ales doTERRA și pe source2you.org puteți să vedeți dacă bagi codul la fundul unei sticluțe. Așa. O să obțineți testul, cele 7 teste, fiecare ulei este testat în 7 etape și o să vedeți examenul, foaia cu examenul sau cu testul chimic, anume de la lotul acelui ulei. Loturile europene încă nu sunt toate, dar orice ulei, uleiurile care mi le-au dus din America, le-am testat și am văzut, nu că aș percepe eu chimie, dar măcar l-am văzut că e ok sau nu e ok. Exact, exact. Așa. Așa, apropo, când căutam uleiuri, știu că am dat peste un site în Europa, e un laborator care testează uleiurile, bineînțeles, te duci și plătești. Și multe uleiuri era acolo, dar am râs că denumirea unui ulei era Bio Eco Natural Pure Essential Oil. Așa se chema, deci toate cuvintele. Și era frauded, adică nu n-au trecut tot. Fals, exact. Am râs. Apropo, știu că în România dacă e 5% componentă naturală au voie să scrie natural? Să scrie natural. Luați, spre exemplu, vitamina C naturală din plafare și o să vedeți că 5% sunt măcieșe și 95% este acidul ascorbic, exact. Deci vitamina C, varianta sintetică. Da? Bun, aici v-am spus despre originea uleiurilor, levănțica e din Franța și Bulgaria, lămâia din Italia, tămâia din Somalia, piper negru, India, eucaliptul din Australia, rozmarinul și așa mai departe. Și pot să vă povestesc inclusiv, dar intrați voi pe site, pe doTERRA blog și să vedeți partea umanitară, cât de mult se implică în viețile băștinașilor care culeg materia primă, sunt plătiți fair trade, corect, da? Și da, să vedeți Ilang Ilangu, spre exemplu, parcă Ilang Ilangu era, trebuie cules exact când răsare soarele. Și cum femeile alea aborigene cu niște coșuri mari în cap mergeau pe niște poteci,
Am văzut tot filmul, documentarul, că n-ai cum să ajungi cu mașina pe acolo. Cal a răsărit deja să poată să culeagă floarea, pentru că atunci avea miros și potență maximă. Da? Inclusiv în România am întâlnit oameni care știu fiecare plantă când trebuie culeasă, când nu trebuie să o culeci oricând. Deci chiar este o întreagă știință. Așa, uleiurile esențiale sunt de 4 grade, sunt sintetice, ceea ce vedeți în parfumuri, în loțiuni, da? Dacă scrie că e ulei de nu știu ce, credeți-mă că sunt foarte puține șansele să fie chiar ulei. Adică este o formulă sintetică, parfumurile pe timpuri de aia erau scumpe, pentru că erau uleiuri esențiale. Doar că între timp s-au apărut formulele sintetice, care sunt, apropo, corpul le percepe ca fiind străine, ca niște patogeni și dă tot felul de reacții adverse. Da? Există alimentare, dressing-uri, gume de mestecat, sosuri și tot felul ce se mai găsește, terapeutice, care se folosesc la aromaterapie, masaj și uleiurile pure cu grad terapeutic garantat de la doTERRA. doTERRA deține 86% din contracte exclusive cu legătorii de plante medicinale. Deci 86% în 2017, uitați-vă ce zonă mică acoperă pe piață. Gândiți-vă de unde apar toate celelalte uleiuri. Nu prea au cum fizic să fie pure. Așa, ce sunt uleiurile esențiale? Sunt liposolubile, da? Transcend membrana celulară, pentru că au compoziția chimică foarte, foarte, foarte mică, mărunte, de aia sunt eficiente inclusiv în tot felul de tumori, că tumoarea știți, nu există în vitro. Tumorile, mai ales cancerul, el este pur în corp, poate exista și este aceeași celula noastră care nu funcționează cum trebuie. Așa, sunt eficiente, sunt naturale, clar, ușor de aplicat, în 20 de secunde intră în piele, în 20 de minute pot fi găsite aproape în toate celulele corpului și sunt liposolubile și unele uleiuri traversează membrana hematoencefalică. Spre exemplu, tămâia și sandalwood-ul, care sunt numărul 1 antiinflamatoare și împotriva tumorilor și a cancerilor. Așa, sunt diferite de farmacologie și mecanismul lor de acțiune și promit cu asta termin poveștile. Să-mi fie frig. Și de-aia trebuiesc tratate ca atare. Știința uleiurilor esențiale nu este o știință exactă și nu poate fi tratată ca și medicina alopată. Una din întrebările care apare întotdeauna, câte picături, cât de des? Și sfatul pe care îl dau întotdeauna, te adaptezi situației și vezi în funcție de nevoie. Dacă ești într-o stare foarte gravă, înseamnă că pui mai multe picături, aplici mai des. Dacă este o situație de prevenție sau pur și simplu pentru o stare de bine, bineînțeles că pui mai puțin și mai rar. Da? La febră poți să aplici și din 15 în 15 minute până simt că febra a ajuns la zona de confort, dar nu voi aplica un ulei din 15 în 15 minute în momentul în care nu am nevoie de el. Dacă mă doare capul, o să mă ung din jumătate în jumătate de oră sau din 10 în 10 minute, dar când nu mă doare capul, nu voi face lucrul ăsta. Deci uleiurile au structura chimică dinamică și vie. Ele aduc informație celulilor. De aia este diferită de medicina alopată, care sunt sintetice, moarte și străine corpului. Medicina alopată, adică compoziția chimică a medicamentelor, care apropo mare majoritatea situațiilor sunt copie după formulele naturale. Cum am zis, wintergreen este aspirina naturală. Doar că aspirina chimică este mult mai ieftin de obținut și e mult mai ușor. Da? Practic, ele sunt vii, dinamice și sunt cu target. În momentul în care intră în corp, multe uleiuri știu exact unde să ajungă, ce transmițător, cum să comunice și ajută comunicarea intracelulară. De-aia sunt total diferite și de-aia când în durere de cap, uneori beau două pahare cu apă și îmi trece capul, uneori mă ung cu lămâie și cu mentă, cum v-am dat azi, alteori am nevoie de tămâie, uneori am nevoie de pastens, alteori migrață de pastens și pot să aplic Deep Blue. Deci, în funcție de nevoia corpului, uleiurile știu să-și facă treaba diferit. Și de-aia când cineva spune ceva, îi dau sfaturi și zic, încearcă. Încearcă să vezi ce funcționează cel mai bine pentru tine. Uneori durerea de gât îmi trece cu lămâie, alteori trebuie oregano, nu? Da. Și ajută. Deci în funcție de ce bacterie și ce cocoblaur ai în gât, e diferit. Dar partea care îmi place foarte mult la uleiuri este că nu poți să-ți faci rău decât chiar dacă vrei tare. Da? În rest este destul de complicat. Să zicem că mă doare, nu știu, burta și aplic mentă. Da? Să zicem că nu-mi trece burta de la mentă, da? De foarte multe ori mă ajută sistemul digestiv foarte bine, se împacă ghimbirul, menta, lămâia. Dacă nu mă ajută, măcar știu că n-am stricat. Am ajutat pe altă parte corpul. Asta este partea frumoasă.
Da? Mai ales la copii nu vrei să experimentezi, da? Și eu am făcut cu aia mică o intoxicație frumoasă cu niște uleiuri din plafar și atunci am zis gata, luați banii și dați-mi produsele, vreau să le încerc și pe astea. Și Roxana știe că are două fetițe, cum se comportă cu uleiurile. Da, trebuie să fii perseverent, dar ele sunt inteligente și știu să ajute dacă și tu îți faci treaba ta. Așa, sunt active la suprafața celulei, dar și în interior. Că știți, bacteriile se înmulțesc în exteriorul celulei, dar virusul se replică în interior. De-aia spune că o viroză cu antibiotic trece 7 zile și fără antibiotic o săptămână. Exact. Ei, uleiurile nu sunt așa. Și noi avem multe viroze luate din scurt, din foarte scurt, care nici măcar n-au avut timp să se replice și să se manifeste. De ce? Pentru că ele străbat membrana celulară și vin în interiorul celulei, acolo unde este virusul. Da? Totodată sunt deștepte și știu să funcționeze și în vitro. Spre exemplu, oregano în vitro, adică nu doar luat intern, omoară bacteriile și nu doar oregano, și alte uleiuri. Ele sunt atât de subtile și aduc informație corpului încât corpul nu poate face rezistență, crea rezistență cum sunt rezistente la antibiotic. Bacteriile și virusii sunt foarte inteligente, sunt creaturi vii și în momentul în care vii și ataci cu ceva, ei înțeleg că asta vrea să mi oprească desfășurarea liberă în corpul ăsta minunat și creează rezistență. De-aia există antibiotice de generația 5-a. Da, își creează un biofilm, se protejează cum poate, inclusiv cancerul e deștept, da, celulele canceroase, se protejează pentru că nu vor fi... Da, toate, și Helicobacter, toate. Ei, uleiurile esențiale, corpul nu poate crea rezistență pentru că ele aduc informații. Ele nu vin de exterior. Da? Și aduc exemplu, zengest, da? Deci zen. E bun și la diarie și la constipație. De ce? Pentru că el nu vine cu un produs chimic care să-ți regleze ție ce nu funcționează bine, el vine cu informația, corpul singur să-și regleze ce nu funcționează bine. La tiroidă, da? În momentul în care tiroida nu funcționează bine, medicina alopată vine cu hormonul care înlocuiește ce ar trebui să facă tiroida. Uleiurile esențiale vin cu informația care ajută tiroida să își producă singurul hormonul de care are nevoie. De aia este total diferit. Da? Trebuie să vrei tare să faci rău cu uleiuri ca să-ți reușească, dar în rest merge pe intuitiv și un pic, bineînțeles, de studiu. Dragi prieteni, acum am revenit în platou după acest scurt material de prezentare și vreau să-l întreb pe Barney dacă ți-a plăcut ceea ce ai văzut. Mi-a plăcut acum când am revăzut materialul, mi-a plăcut și când am fost la prezentare, de am putut să urmăresc live lucrurile spuse de Silvia. Așa cum spunea și ea, bărbații sunt puțin mai sceptici în ce privește aceste uleiuri esențiale. Adevărat este faptul că aceste uleiuri este posibil ca în anumite situații să nu își facă efectul foarte rapid sau să nu te ajute și să ajungi în condiția fizică pe care ți-o dorești, însă cu siguranță nu îți pot face niciun rău. Este incredibil faptul că Dumnezeu ne-a înzestrat cu multă înțelepciune și că noi putem descoperi și o medicină alternativă. Este foarte bine să știm toate lucrurile de care sunt capabile aceste uleiuri pentru trupul nostru, dar nu numai pentru trup, ci și pentru suflet. Vreau să-ți spun că am început să le folosesc și sunt foarte încântată de ele și invit pe toți cei care vor să se documenteze mai bine să intre pe site-ul promovat de noi. Iar acum te invit pe tine și pe dragii noștri privitori să urmărim interviul meu cu Silvia Malic. Bun găsit, dragi prieteni! Iată, astăzi suntem la Royal Brunch & Cakes pentru o prezentare. Vrem să descoperim mai multe lucruri despre uleiurile esențiale doTERRA. Sincer, abia aștept să descoper mult mai multe lucruri despre aceste minunate uleiuri de la Silvia Malic, care se ocupă de ceva vreme, dar vom afla toate acum în cele ce urmează. Silvia, îți mulțumesc că ne acorzi ceva din timpul tău pentru a ne povesti despre aceste uleiuri. Eu mulțumesc pentru invitație, îmi face plăcere. Spune-mi, te rog, Silvia, cum ai descoperit aceste uleiuri și ce înseamnă ele pentru tine? Din necesitate mare. În primul rând, întotdeauna am fost prietenă cu natura și întotdeauna mama m-a tratat cu ceaiuri și cu comprese, așa că, la rândul meu, așa mi-am tratat copiii. Problema sau necesitatea a venit datorită agendei foarte încălcate, în care nu mai aveam timp să pun la macerat, să ceaiuri, să caut ierburi și cumva ghidată am ajuns la uleiuri esențiale, tocmai pentru că sunt concentrate și, cum am obiceiul să zic, la o indigestie până bei 20 de pahare cu ceai, o picătură de ulei de mentă le-a rezolvat.
Deci adică, sunt mult mai practice. Exact, sunt foarte practice, sunt potente și sunt la îndemână. Adică poți să le iei peste tot, imediat le folosești. Chiar și în călătorii, pentru că știu că tu călătorești foarte mult. Exact, în călătorii sunt indispensabile și nu plec, la propriu nu plec fără uleiuri esențiale. Mai nou, nici mama nu mai pleacă fără uleiuri esențiale, nici Sergio, nici David, fiul cel mare. Să înțeleg că toată familia ta este adeptă a uleiurilor esențiale. Mare adeptă și membrii principale au cutiile personale. Asta e cutia mea cu ulei și aia e cutia ta. Deci a fost o necesitate. Am căutat o soluție naturală și la îndemână, esențială. Soluție esențială. Uh-huh. Spune-mi, te rog, acum cât timp l-ai descoperit? Eu am folosit uleiuri esențiale vreo 4 ani. Cred că de vreo 4 ani folosesc și am încercat aproximativ cam tot ce se comercializează în România. Multe branduri, am încercat să le compar, să povesteam cu picătura pe foaie, picuram, puneam la lumină. Deci de o perioadă destul de lungă, dar m-am intersectat cu doTERRA, tocmai că am căutat calitatea cea mai bună și dacă pe noi suntem dispuși să mai facem experiențe și experimente, în momentul în care a apărut fetița, mi-am dat seama că nu mai simt confortabil să pun orice produs și orice ulei. Și atunci am căutat tot ce e mai bun. Să înțeleg că întâi ai experimentat pe propria piele, după aceea în familia și apoi ai încercat să spui și altora. Exact. Păi, în primul rând, când m-am durut, m-am picurat eu și m-am încercat să experimentez, am văzut efecte benefice. Bineînțeles că m-am dus la soțul meu mega sceptic, cred că putea să fac un club a scepticilor. Bărbații sunt mai sceptici. Da, 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 și acum ți-am zis, are cutia lui și uleiurile lui preferate și și-au făcut efectul, după care am încercat la copil și am văzut efectul și e super, adică am ajuns în stadiul în care ok, du-te, îl trimit fiul cel mare, du-te și îți pune două picături de alea, două de alea. Mama, lasă-mă că știu. Deja este independent. Da, da, da. Și bineînțeles că e super, chiar e mare, mare ajutor. Și e fascinant să știi că nu mai vizitezi farmacia. Avem o prietenă care lucrează la farmacie și am intrat să iau, nu mai știu ce, ser fiziologic, ceva. Ce, nu te-am mai văzut, cred că de un an zic că ai văzut, ce bine e. Vreau să te întreb acum de ce ai trecut de la fotografie, știu toți că ești un fotograf profesionist foarte cunoscut în România și nu numai, cum ai hotărât tu să treci la altă ramură? Sănătatea a fost pasiunea dintotdeauna și sora mea poate să confirme ori de câte ori o durea ceva, o băteam la cap cu nu mai bea chimie, încearcă să te ungi cu aia, bea un ceai cald cu ghimbir. Întotdeauna am fost cu naturistele. Am avut inclusiv, aveam un grup secret de mame, se chema Mamă Naturală, în care ne ajutam, în momentul în care copiii noștri erau bolnavi, ne ajutam cu tot felul de soluții din astea, băbești. Uh-huh. Dar tu ce soluție ai pentru aia? Uite, bunica mea folosea așa. Dintotdeauna am fost pasionată și sunt genul de om care, dacă mă pasionează ceva, greu mi-a închis gura. Zic și când trebuie și când nu trebuie. Și în față. Da, și foarte în față. Îmi asum, greșesc, de multe ori îmi cer iertare când am greșit într-un anumit punct de vedere, dar îmi place să fiu directă. Lumea cu părere de rău observa că este tot mai bolnavă și tot mai bolnavă. Uh-huh. Și am văzut cât de mulți oameni veneau să mă întrebe, Silvia, te știu cu naturistele. Nu știu o soluție pentru asta sau pentru asta. Bineînțeles că nu le știam. Spuneam la Sergio, în jumătate de an am aflat mai multe afecțiuni decât am știut toată viața, 35 de ani. Și începeam să studiez, să caut pe diverse resurse și medicale și de sănătate holistică, medicină integrativă cu mai multe, pentru că orice afecțiune nu are o rădăcină, sunt mai multe. Este implicată și partea emoțională, și factorii oxidativi, adică sunt mulți, mulți factori. Am început să lumea să mă tot întrebe și să mă întrebe și mă vedeam în punctul în care trebuia să le ofer informații. Și îmi place să ajut oamenii. Așa că îmi petreceam practic zilele și nopțile răspunzând la mesaje. Sergio, am zis, stai puțin că așa nu merge. Dacă te ocupi de lucrul ăsta, înseamnă că trebuie să te ocupi, în primul rând, să ai grijă de tine. Uh-huh. Nu poți să stai non-stop. Și hai să optimizăm și să eficientizăm totul. Cineva spunea, nu mai știu, cred că Maxwell,
dacă munca ta va fi să ajuți pe cel de lângă tine, întotdeauna vei avea mult de lucru pentru că oamenii au nevoie de ajutor. Așa este. Și cum societatea este tot mai bolnavă și mai bolnavă, am spus, ok, ce putem face? Și atunci am creat platformă de online chat de urgențe, aproape non-stop. Și atunci am creat o platformă externă de ajutor cu chat de urgențe, chat pe afecțiuni, chat emoțional, nutriție, detox. Deci totul repartizat. Totul foarte bine repartizat și cu motor de căutare. Asta era foarte important, în care dacă am discutat, spre exemplu, la febră ajuntă, lavanda, lămâia și menta, să nu tot repovestesc de sute de ori același lucru. Scopul pe care mi l-am pus, prietenele care au venit în primul rând la mine și au zis că vreau și eu, că ajută, dacă tu zici că ajută, te cred, vreau și eu. Scopul pe care mi l-am pus, am zis, toate prietenele care vin și iau uleiuri de la mine sau prin mine, ajung la uleiuri esențiale, vreau să nu rămână niciuna cu ele pe nopiera sau pe raft. Pentru că sunt fix ca Adidasii care stau la intrare și nu te ajută dacă nu faci sport, trebuie să-i folosești. Și practic, cumva involuntar am ajuns într-un sistem de a avea grijă și mi-am pus ca scop să ajut oamenii și să-i învăț să aibă ei grijă de sănătatea lor și mai departe de sănătatea celor dragi. Lucru minunat pe care eu îl sesizez din toată povestea ta este că tu ai un sentiment de satisfacție incredibil atunci când știi că omul practic s-a lăsat educat de tine, din experiența ta și din tot. Nu știu ce e mai satisfăcător, că s-a lăsat educat sau simplu fapt când știu că omul a reușit să găsească o soluție naturală la o afecțiune fără efecte adverse. Cred că asta mă fascinează, să ajut oamenii și să ajut într-un mod informat, corect. Nu am o satisfacție mai mare decât când văd câte o mărturie. Avem grupul de soluții esențiale. Îți crește inima atunci. Da, și când văd câte o mărturie, vai, cu sinuzită, cu otită, cu infecție urinară, cu E. coli, cu tot felul de bălării care, în mod normal, medicii ar spune, nu există o altă soluție decât antibiotic, decât așa, e o satisfacție extraordinară. Și, apropo, România ocupă primul loc, cred că din Europa, pe consum de antibiotice. Și este primul loc pe număr de bolnavi. Incredibil. Cum vedem și legate pe stradă, sunt farmacii una după alta. Bănci și farmacii, foarte profitabil business. Da. Silvia, vreau să te întreb acum, ce recomanzi celor care vor să intre în această mare familie doTERRA? Cred că este extraordinar de important să alegi grupul cu grijă și informat. De ce? Pentru că, practic, nu este vorba doar de a cumpăra un ulei. Este vorba de a învăța să-l folosești corect și să fie eficient maxim pentru tine și pentru familia ta. Un ulei, uleiurile sunt versatile. Un ulei de levănțică poate ajuta în 20 de afecțiuni și poți să-l folosești în 20 de feluri, în funcție de care e problema cu care te confrunți. Și atunci cred că este foarte important nu doar să obții un ulei, ci să ai grijă să intri într-o echipă de suport și informare în care să primești sprijinul necesar în a învăța. Pentru că la un moment dat le înveți, începi să le simți, dar îți ia timp, o lună, două, trei, și este foarte important să vezi din experiența altora. Am înțeles că una e să citești, că la durere de cap te ajută lavanda, menta și cu tămâia, și e cu totul altceva să picure și să pui și să simți cum să experimentezi. Ia. Exact, experiența contează și sprijinul în momentele de criză, da? Adică când e copilul bolnav, de multe ori te panichezi sau când e implicat cineva drag. Și dacă ai un grup de sprijin și suport care te ajută. Și am avut situații în care la 2 și ceva, 3 dimineața eram pe un chat privat cu vreo câțiva medici, o mămică și nutriționist și un psihoterapeut, în care oferam sprijin să vedem ce putem face pentru o fetiță care era cu febră și bolnavă. Și până la urmă concluzia la care am ajuns este că s-ar putea să aibă o pneumonie pe care medicii dintr-o localitate a României nu au reușit să o identifice.
Și am ajuns la concluzia că trebuie să pună copilul pe mașină și să meargă la urgență în București. Și asta a făcut și într-adevăr s-a confirmat. Avea o pneumonie interstițială care nu se auzea. Și a fost foarte important. Mama după aia a reușit doar cu uleiuri la următoarea afecțiune să iasă și ne mulțumea că în momentele alea de noapte, de neliniște, de panică, am fost acolo ca Ați fost un suport. Exact, efectiv. Exact. Și cred că asta mă atrage foarte mult la doTERRA, că nu e vorba despre un ulei, cât e vorba de suportul și de grija informată care o ducem celor din jur. Din toată documentarea ta de până acum, ce spun medicii specialiști despre uleiuri? De vindecare. Există medicii sceptici înrăiți care nu vor să accepte nimic decât sistemul pe care l-au deprins. Există medici foarte deschiși la suflet către natură, care acceptă o medicină integrativă, adică care să integreze și soluțiile naturale. Și o medicină de urgență este foarte bună la locul ei, da, sunt situații de forță major. Și există medicii care au atâta încredere în natură, care au îmbrățișat-o cu trup și suflet și fac carieră din asta. Dacă ne referim la medicina, adică la aromaterapie, medicii aromaterapeuți, sunt trei mari școli care se completează. Și asta îmi place că medicina și asta îmi place că uleiurile esențiale, de fapt știința uleiurilor esențiale nu este una exactă, este una pe care trebuie să o simți. Și ajungi să o simți în momentul în care capăți încredere, experimentezi și mergi pe linia care... Și să ai încredere, pentru că bănuiesc că dacă tu nu crezi în ele, nici nu ar trebui să te apuci. E și da și nu, în sensul că nu e un fel de vudu, dacă nu crezi, nu te ajută. Avem foarte mulți ce zic, nu, lasă-mă, nu trebuie mie. Și după aia zice, wow, dar mi-a ajutat. Chiar a funcționat. Chiar a funcționat. Dar bineînțeles că într-o decizie luată asumat, și o decizie luată cu calm și cu încredințare că te ajută, creierul dictează funcțiile de regenerare mult mai bine. Nu în zadar spune că un optimist se vindecă de 4 ori mai repede decât un pesimist. Așa este. Din prezentarea ta de astăzi m-a impresionat foarte mult un concept pe care tu l-ai spus, cum că noi cumva dacă folosim aceste uleiuri revenim la origini, pentru că și pe vremea lui Isus se foloseau aceste uleiuri. Știința uleiurilor a existat dintotdeauna. De fapt, e prima știință a naturii, da? E știința primordială, cred. Doar că în perioada industrializării am pierdut știința asta. Nu știu, probabil a fost, pe de o parte, inconștiența, că pierdem ceva de valoare, pe de altă parte, dorința de a ne moderniza prea mult. Nu știu unde s-a pierdut, dar am pierdut legătura cu natura. Suntem în blocuri și noi nu suntem creați. Copiii nu sunt creați să stea în blocuri și în școli și în bănci și în grădinițe. Sunt creați să zburde în colectivități. Să... Aer curat. Exact, exact. Și suntem la birou 8-10 ore, vin părinții super obosiți, nu mai au timp să comunice într-un birou care tot e din beton, stă la o masă în fața unui computer. Și practic nu ne mai știm să ne reconectăm cu natura. Pe timpuri bunicii săpau pământul, cultivau legume, fructe, erau mereu conectați cu natura și de-aia simțeau lucrurile. Dar partea frumoasă că cu uleiurile practic revii și începi să simți din nou. Simți că ți-ar trebui aia, simți că ți-ar trebui cealaltă. Și un lucru pe care am uitat să-l menționez, corpul știe să spună de ce are nevoie dacă știi să-l asculți. Așa este. De multe ori după miros îmi dau seama de azi simt nevoia de bergamotă, nu știu, mâine simt nevoia de altceva. Și e cum animalele, da? Se duc miroase iarba și pasc ceea ce le trebuie pentru sănătate. Silvia, mai vorbeai despre instinct. Ce rol joacă acesta în schimbarea stilului nostru de viață? Instinctul, cred că trebuie să avem grijă la cuvântul ăsta, pentru că unii și-au pierdut instinctele, cum am spus, naturale și se bazează, părerea mea, din punctul meu de vedere, se bazează pe niște instincte împinse de frică. Ok. Nu este instinctul de a deveni neapărat mai bun și de a atinge
potențialul maxim din ceea ce ești, ci este instinctul de a supraviețui, pentru că omului este frică de ceva, este frică de boală, este frică de eșec, este frică de decepții și ia decizii datorită fricii. Și cred că o decizie luată din frică nu este o decizie bună. Așa este. Cele mai bune decizii sunt deciziile luate asumat calm. Și de aia când spun ascultă-ți instinctul, mi-a luat timp să înțeleg că nu toți oamenii au instinctul ăla. Și că unii confundă frica, da, instinctul de a supraviețui, care este un instinct foarte bun, dar nu mai știu să se conecteze și să rezoneze, să analizeze ce este frica și cum poate să depășească și... Probabil o filosofie care este un proces foarte lung. Da. Pentru cei care ne privesc și vor să afle mai multe informații, unde trebuie să intre, să le caute? Cred că suntem în perioada cea mai informată ever care ar putea exista în istoria lumii. Sunt foarte multe resurse. doTERRA.com e plină, doTERRA Science, blogul de știință, blogul practic, sunt medici mulți, studii foarte multe, unde poți să găsești extraordinar de multă informație. Există cărți multe de aromaterapie, Modern Essential, Essential Life. Am început să și traduc, pentru cei care nu cunosc bine limba engleză, soluțiiesențiale.com, în care traduc informații și adaug. Avem pe Facebook, tot așa, Soluții Esențiale. Și la urma urmei cred că și cu Google Translate merge. Sigur. Dacă că e ceva, nu? Copy-paste. Exact, cu Google Translate. Sunt foarte multe surse și de obicei spun oamenilor să se informeze și să-și asume informația pe care vor să o accepte, în sensul că inclusiv în aromaterapie există trei mari școli, școala germană, modernă și franceză, și ei între ei de multe ori se contrazic, unii merg pe un stil, alții pe alt stil. De fapt și medicina alopată, la fel. Uneori eficient, alte ori unii spun asta, ceilalți. Dar în momentul în care studiezi și îți asumi o decizie, mergi pe ceea ce se pliază cel mai bine după stilul tău. Și atunci cauți informație în domeniul ăla, ceea ce rezonează cu sufletul tău și cu nivelul de cunoștință. Pentru că viața, de fapt, e, cred eu, este o ascensiune, descoperim, deschidem uși și uneori nu suntem gata pentru anumite informații. Și mai trebuie ani să treacă, să ajungi la nivelul în care să zici, ok, acum sunt gata. Să ai gradul de maturitate potrivit pentru informația respectivă. Așa că eu am filtrele mele interne în care mi-aleg informația, bazată și pe experiență și pe studiu. Alții au alte păreri și fiecare cu deciziile lui. Fiecare să-și asume. Exact. Și atragem ceea ce suntem, cred. Corect. Asta tot e important. O ultimă întrebare, un pic mai practică. Spune-mi, te rog, dacă vrei, cam în câte feluri se pot consuma aceste uleiuri? Se pot administra, mai bine zis. Folosim uleiurile, în primul rând, aromaterapeutic, da? Hai să facem și o demonstrație. Spearmint este uleiul copilăriei. Mi-amintește de guma de mestecat. Așa. Punem puțin, stai. Și adăugăm... este un ulei care ajută, apropo, pe partea emoțională, tracul de a vorbi în public și nu cam avea noi nevoie. Mai nimerit. Ceva, da. Okay. Fiecare pe ramură. Wild Orange este portocală sălbatică, este uleiul stării de bine, îl ador. Și, apropo, este un ulei foarte bun în tot ce înseamnă traume emoționale și tumori și în multe lucruri. Frecăm așa? Palmele. Așa. Și inhalez adânc de câteva ori. Extraordinar, miroase... Miroase a copilărie, da. Și a viață și a voie bună. Dacă mai închis și ochii, ești acolo. Ai impresia că ești în Sicilia, la cules de portocale, într-un lan de mentă. Așa, și am obiceiul să mai pun pe ceafă, aici, da, unde se conectează creierul. Aici, în zona coloanei, nu? Exact, coloana, zona cervicală. Așa. Tâmplele, că aici de obicei... Cel puțin pe mine, că mă ia durere de cap aici. Tâmplă. Fără să atingem, fără atingem ochii. Aici nu e vorba, peppermint e un ulei mai puternic și cu grijă. Mm. Și asta înseamnă aromaterapie. Există difuzoare. Se pune apă și se picură ulei deasupra și se difuzează uleiurile. Practic,
un sistem de ultrasunete să spargem molecula de ulei și fiecare moleculă de oxigen din cameră se încarcă cu un ulei esențial. Și atunci beneficiază nu doar o persoană, beneficiază toată toți casă. Din cameră, se purifică aerul, nu mai circulă bacteriile și virusii prin aer. Așa, deci asta este inhalat, da? După care există varianta masată local, care tot un pic am experimentat-o tâmplă. Dacă te doare mâna, masezi mâna. Dacă e vorba de digestie, masezi abdomenul. Așa, și există a treia modalitate, metodă, este ingerarea uleiurilor intern, care poate fi sublingual, scurt-circuitează sistemul hepatic și ajunge imediat la creier, sau intern, înghițit. În capsule, există capsule vegetale care picuri ce ulei ai nevoie și poți să le iei intern, sau eu mai simplu le iau într-o lingură de ulei de măsline sau ulei de cocos. Pe stomacul gol sau între... Cel mai bine este să îl iei în funcție și de care e scopul. Sunt uleiuri care le beau pe stomacul gol, cum ar fi dimineața într-un pahar cu apă de la 2 la 4 picături de ulei de lămâie. Da? Practic faci un duș sistemului digestiv cu un pahar cu apă călduță și lămâie, care este bun pentru drenaj limfatic. Există uleiurile mai puternice care nu se recomandă a fi luate pe stomacul gol pentru că pot crea o sensibilitate. Ar fi oregano, cuișoare, da? Sunt uleiuri hot, le spunem noi. Dar uleiurile, de obicei, dacă nu ai o problemă cu stomacul, sunt blânde. Nu e o problemă. Dar fiecare face cum consideră. Sunt oameni care nu merg cu ingerarea uleiurilor și e perfect, pentru că oricum dacă îl pui pe piele, în 20 de secunde se absorbe și în 20 de minute. Exact, chiar și eu am observat asta. E prezent în fiecare celulă a corpului. Oricum ajunge la celulă, dar depinde de situație, de gravitate. De... Personal îți mărturisesc că eu cred că fiecare om ar trebui să aibă în casă așa ceva. Amen. Și cred că acesta este primul pas. Da. Silvia, am terminat scurtul nostru interviu. Îți mulțumesc din suflet că ți-ai alocat din timpul tău pentru a ne explica și îți doresc mult succes în activitatea ta și cât mai multă lume să afle despre aceste uleiuri. Așa-i, Doamne ajută! Dragi prieteni, sperăm din tot sufletul că această emisiune o să fie de bun augur pentru voi, cei care vreți să descoperiți și altceva în afară de medicamentele obișnuite și cunoscute de către noi toți. Barney, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Vreau să îmi spui câteva impresii de ale tale, după care să încheiem emisiunea. Sunt adeptul încântat de faptul că există și o alternativă în rezolvarea unor afecțiuni și mă bucur că sunt unii care se ocupă de astfel de lucruri și le și promovează. De asemenea, mă bucur pentru acest număr mare de, hai să spun în ghilimele, martori, de oameni care au folosit și mi-au transmis și mie un feedback pozitiv. De aceea, chiar dacă încă sunt puțin sceptic, pentru că de felul meu sunt mai rațional și mai logic și trebuie să testez mai înainte, Silvia și tot ce face ea m-au încurajat ca să îmi îndrept atenția și spre altceva, și anume spre uleiurile esențiale. Mulțumesc, Barney! Vreau să-ți spun că încă simt mirosul acela plăcut în mâini, pentru că le folosesc și dimineața și seara. Și îți mulțumesc pentru că mi-ai comentat materialul prezentat și sper să realizăm cât mai multe materiale, astfel încât privitorii noștri să vadă în mod concret cum funcționează toate aceste lucruri minunate pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. Dragi prieteni, până data viitoare, vă urăm toate cele bune! La revedere!